Situația se agravează în județul Mehedinți, după ce municipiul Drobeta Turnu Severin a fost carantinat pentru o perioadă de 14 zile. Au urmat alte 9 localități, printre care și Șești, Broșteni și Pătulele. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 132 de cazuri noi de COVID-19 și 9 decese. Începând cu data de 14.10.2021, ora 8, pentru o perioadă de 14 zile, se instituie carantină zonală pentru Comuna Broșteni, Comuna Pătulele și Comuna Șișești, toate cu satele aparținătoare. Au fost mobilizate efective de jandarmi care, alături de polițiști, au misiunea de a realiza filtre la intrarea și ieșirea din zona carantinată. În toată această perioadă, Jandarmeria Mehedinți, în cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, desfășoară misiuni de asigurare a ordinii publice și de verificare a respectării măsurilor obligatorii instituite de autorități pentru limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Pentru aceasta au fost mobilizate efective de jandarmi care, alături de polițiști, au misiunea de a realiza filtre la intrarea și ieșirea din zona carantinată, de a constitui patrule auto și pedestre în vederea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică. Este strict interzisă intrarea sau ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere. De asemenea, circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt strict interzise, cu excepția motivelor bine justificate pe baza declarației pe proprie răspundere, a legitimației de serviciu sau a evidenței eliberate de angajator.